Campioana României la fotbal pe plajă, ACS Vâlcea Veva, este prezentă în această zi la Nazare, în Portugalia, unde participă la Euro Winners Cup. Competiția este echivalentă a UEFA Champions League, iar echipa din Veva participă pentru a patra oară la acest turneu. Cei de la ACS Vâlcea Veva au o grupă dificilă cu Kfar Kassem din Israel, Beach Royals Düsseldorf din Germania și Sparta Praga din Cehia. Devenii, care au un lot top român și patru brazilieni, au jucat primul meci cu campioana Israelului și, deși au condus la pauză prin golul lui Netinho, au pierdut meciul cu 3-1, în celălalt joc al grupei, Düsseldorful învingând Praga cu 4-3. Cu toate acestea, ACS Vâlcea Veva păstrează șanse de a merge mai departe, întrucât în faza următoare a competiției se califică câștigătoarele celor 8 grupe și cele mai bune 6 echipe de pe pozițiile secunde. Mergem pentru a patra oară la Nazare, cu toate că acest turneu de Champions League a început în Italia. Acolo s-au jucat 4 ediții, după care urmau 4 în Portugalia și urmând a se juca și în altă țară. Cred că se dorea să joace în Rusia și din acest motiv a rămas doar în Portugalia. Am căzut într-o grupă nu foarte ușoară, să zic așa. Düsseldorf-ul este echipa antrenată de antrenorul naționalei Germaniei și jucători din naționala Germaniei. Sunt acolo, israelienii și-au luat niște jucători foarte buni naționala Elveției, iar Sparta Praga, din ce am văzut în ultimele zile, și-au luat și ei niște brazilieni în echipă. Deci avem o grupă destul de grea, dar ne propunem ca de fiecare dată să ieșim din grupe. Marți 7 iunie, de la ora 17, ACS Vâlcea Veva va juca cu Beach Royals Düsseldorf, iar miercuri 8 iunie, de la ora 15:45, campioana României la fotbal pe plajă va întâlni pe Sparta Praga.